conflicte interne de mare profunzime, cum ar fi, de exemplu, iubirea, cum ar fi, de exemplu, eșecul, un plan sentimental. N-are nicio legătură cu notele ei de 10. Considerați, nu știu, că în școală, inclusiv în facultate, nu se studiază suficient psihologia pentru a face introspecție la rândul lor, studenții, elevii, liceenii? Aveți perfectă dreptate. Nu e vorba de studiul psihologiei ca atare, ci e vorba de consilierea psihologică a tuturor tinerilor care pot trece prin derive existențiale. Puneți o problemă reală și mă adresez și eu colegilor psihologi, clinicieni, să dea o mare atenție personalităților la vârsta aceasta, când deriva este foarte profundă. Nu prea avem psihologi în școli, domnule Butoi, din păcate. E subțire. Asistența psihologică în facultăți și școli este subțire. Bun, vedem ce vor spune anchetatorii în cazul acestei tineri.